Dragi oameni, frați și surori, români de pretutindeni, Hristos a înviat. Învierea Domnului Iisus Hristos este cel mai glorios eveniment istoric și totodată este temelia credinței creștine. Eveniment care, an de an, era celebrat de către întreaga creștinătate în biserică. Am fi dorit și anul acesta să putem celebra această măreață realitate, acest eveniment marcant al istoriei, tot în biserică, aducând închinare și laudă Mântuitorului nostru, care pe de adevăratele este viu. Având în vedere însă împrejurările nefericite în care ne aflăm din cauza pandemiei, numită COVID-19, pandemie care s-a răspândit cu repeziciune și în țara noastră și a făcut multe victime, anul acesta va trebui să sărbătorim acasă, praznicul acesta. Dar avem obligația mai mult ca oricând să demonstrăm că biserica a existat, există și va exista și în afara zidurilor ei și că nimic nu ar putea opri bucuria de a celebra această măreață realitate în inimile și în casele noastre. Fără înviere, restul lucrurilor nu și-ar fi avut rostul. Viața, pur și simplu, ar fi fost lipsită de sens fără învierea lui Hristos. El este nădejdea noastră atât pentru viața aceasta, cât și pentru cea viitoare. Dragul meu, dă-mi voie să spun, altfel trăiești, altfel gândești, altfel te trezești zi de zi când ai în tine credința și nădejdea aceasta care nu înșală. Afirm aceste lucruri, fiindcă am întâlnit mulți oameni care nu trăiesc, ci doar supraviețuiesc. Nu din cauza crizei coronavirusului, ci din cauza unei crize interioare, au ajuns fără speranță, fără niciun fel de nădejde, nu-și mai văd rostul. Sunt pur și simplu deznădăjduiți, debusolați, serbeți de viață și cu sufletul lor gol. Unii fiindcă au încercat, dar mereu au avut parte de nereușit în viață. Mereu s-au întâlnit cu eșecul, cu falimentul. Au ajuns să nu mai aștepte nimic de la viață. Alții, spre deosebire de aceștia, au avut realizări, dar interesant, tot goi au rămas, tot nefericiți. Au, dar nu se bucură de ceea ce au. Dimpotrivă, problemele parcă sunt mai mari, mai accentuate, mai delicate. Unii, spre deosebire de cei amintiți, s-au încrezut în oameni, în vise, în planuri de viitor, care însă i-au dezamăgit, fiindcă le-a schimbat circumstanțele, poate necazurile, boala, de pildă COVID-19, dar nu le-a schimbat starea interioară, golul acela rămânând neumplut. Dacă ești unul dintre ei și asculți mesajul acesta, unul dintre persoanele care simți că sufletul tău este gol, că este searbăt, că este sec, că este lipsit de speranță în aceste vremuri, dă-mi voie să spun că mesajul învierii Domnului Iisus Hristos este și pentru tine. Mulți am fost acolo unde ești tu, dar mesajul învierii ne-a oferit ceea ce am căutat. Nimeni și nimic n-a putut umple acel gol lăuntric din viața noastră decât Hristos. Dacă cu prilejul acestor sărbători îl vei căuta pe Hristos pe de adevăratele, El se va lăsa găsit de tine, va veni la tine, va avea o întâlnire personală cu tine și va umple golul din sufletul tău pe care absolut nimeni altcineva nu a putut și nu va putea să-l umple decât El, Hristosul înviat. Și când golul din sufletul tău, golul lăuntrii va fi umplut de Hristos, vei fi pe de adevăratelea fericit și liber. Te vei bucura de viață pe de adevăratelea și te vei bucura
de mântuirea pe care El ți-o oferă. Tuturor vă doresc sărbători binecuvântate, pline de prezența lui Dumnezeu. Și nu uitați, este singurul care dă sens vieții, umplând golul din sufletul nostru. Fiți binecuvântați!